Nu trebuie folosit paracetamol în combinație cu alcoolul. Este recomandat ca cei care au avut probleme hepatice să nu folosească acest medicament. Există riscul apariției leziunilor hepatice, a declarat Anca Cuprariu, purtător de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului. Americanii au spus asta încă de anul trecut, dar au trecut și la măsuri, astfel încât medicii nu mai prescriu pacienților pastilele de paracetamol cu conținut mai mare de 325 de miligrame pe comprimat sau capsulă. Paracetamolul în doze mari nu provoacă doar afecțiuni hepatice. Paracetamolul ăsta în doze foarte mici, de 37,5, sunt în combinații cu alte medicamente. Înțelegi? Da. Au scos. Atâta în afecțiunile reumatismale. Agenția Americană pentru Medicamente a recomandat limitarea dozei de paracetamol în analgezicele combinate cu derivate ale morfinei pentru a se evita riscul producerii acestor leziuni. 4.000 de miligrame este doza admisă de medicament care poate fi administrată unui pacient. O companie de medicamente a decis încă din octombrie anul trecut ca unele cutii cu medicamente care conțin paracetamol să fie prevăzute cu un avertisment foarte vizibil privind riscul de supradoză.